Bună ziua tuturor, sunt Ana și vă spun bun venit pe canalul nostru de YouTube Totul de Casă. Astăzi vom face împreună brânză vegană din boabe hidratate de năut. Este ușor de făcut, gustoasă, cu o consistență cremoasă și nutritivă. Pentru această rețetă aveți nevoie de 170 grame năut hidratat sau, dacă nu vreți să cântăriți, o măsură de 200 de mililitri, 2 măsuri de apă sau 400 de mililitri, 15 grame ulei de măsline, o linguriță sare, aproximativ 7 grame, 15 grame fulgi de drojdie sau 2 linguri pline, jumătate de ceapă, 3 căței de usturoi și 10 grame de lămâie sau o lingură mare. Vom adăuga toate ingredientele într-un blender. Referitor la ulei, puteți alege orice tip doriți. Eu am folosit uleiul de măsline, dar foarte gustoasă este și cu ulei de susam sau avocado. Vom mixa la viteză mare timp de 1-2 minute până ce compoziția capătă consistența laptelui. Vom pune laptele obținut într-un vas. Îl vom fierbe la foc mic timp de 10-15 minute, având grijă să nu se prindă. Vom obține un terci mai gros. Pregătim forma ungând-o cu ulei și turnăm compoziția. După 4-5 ore de stat la frigider, o putem scoate din formă. Brânza de năut are un aspect foarte plăcut, e gustoasă, hrănitoare și merge foarte bine cu roșii, ceapă sau castraveți. Sper că v-a plăcut acest video și vă aștept cu drag la următoarele rețete. Nu uitați să dați like, share și să vă abonați. Până data viitoare, toate cele bune! La revedere!